Salut! Azi revin cu un nou videoclip de la casă. În videoclipul de astăzi vreau să vă prezint cum strângem cureaua la alternator. În primul rând avem nevoie de o cheie inelară de 17. Vom destrânge șurubul de sus și șurubul de jos. Eu în prealabil le-am destrâns un pic, am dat și cu spray, după care vom folosi un liver sau fiecare după ce are posibilitatea. Încordăm alternatorul, dar mare grijă să nu strângem cureaua aiure. Atât o strângem, trebuie să se poată suci. Ținem încordat cu o mână și cu cealaltă strângem. E un pic mai nasol, dar asta e. Nu poate să meargă toate ușor, mai ales aici, ăsta de sus merge foarte greu. E necesar să o strângem din când în când, mai ales vara, dacă e destrânsă. După cum știți, angrenează și pompa de apă și riscăm să se încălzească motorul. Asta este. Merge un pic mai greuț. Numai cât e un pic, putem strânge, dar nu ne grebește nimeni. N-avem loc nici de filtru de aer. Dar șuruburile nu le destrângem la maxim. E aproape bine. N-avem poziție aici. Mai avem un pic jos. Cam atât. Bun. Și sus mai un pic. Acum o să vă pun de aproape să vedeți. Deci încă o dată repet, ca să o strângem avem nevoie să destrângem cu cheia inelară de 17 șurubul de sus și ăsta în jur de 6-7 ture, după care cu un livier avem grijă de unde prindem să nu stricăm alternatorul. Forțăm un pic ăsta așa să-l încordăm. Strângem șuruburile la loc și cureaua, mare atenție, nu știu dacă o să se vadă, trebuie să o putem suci 45 de grade. Dacă nu o putem suci, înseamnă că am strâns-o prea tare. Mare atenție să nu o strângeți aiurea. Cam asta a fost despre cum strângem cureaua la alternator, la ventilator, la U650. Dacă v-a plăcut video, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!